o nouă strategie pentru echipa pășcăneană de fotbal CSM Pașcani, retrogradată în Liga a IV-a, cu bani puțini la dispoziție și rămasă fără antrenori și jucători. CSM Pașcani avea nevoie urgentă de o serie de decizii din partea conducerii clubului. Joi după amiază, pe 21 iulie, membrii Consiliului de Administrație împreună cu primarul și viceprimarul municipiului au stabilit noua echipă de antrenori, bugetul și obiectivele pentru acest campionat. Din staful tehnic fac parte Răzvan Boroianu, în calitate de antrenor principal, alături de trei secunzi, Daniel Condurache, Cătălin Damian și Marian Ivan. S-a stabilit ca pentru echipa de Liga 4 în campionatul 2022-2023, din staful tehnic să facă parte domnul Boroianu Răzvan și domnul Condurache, domnul Cătălin Damian și cu domnul Ivan Marian. Deci o echipă mixtă să pună umărul la rezultatele care sperăm că vor apărea în campionatul următor. După cum știți, și în campionatul trecut, domnul Boroian Răzvan a fost antrenor la echipa mare cu portarii. Domnul Condurache are și dumnealui o vechime, eu știu, de 10-12 ani la club, dacă nu mai mult. Domnul Marian Ivan, tot la fel, o vechime la club. Domnul Cătălin Damian a fost antrenor principal în perioada martie-mai 2022 la echipa de Liga 3-a, plus că, știți și dumneavoastră, este profesor de educație fizică la clubul sportiv școlar cu o vechime de peste 10 ani, spun eu, în a antrena. Echipa va avea la dispoziție un buget anual de 300.000 de lei, iar obiectivul principal este crearea unei echipe competitive și clasarea pe unul din primele locuri. Cei mai mulți dintre jucători vor fi de la clubul local. Prima dată trebuie să facem o echipă competitivă și anul acesta să încercăm să ne clasăm pe podium, asta însemnând locurile 1, 2, 3. S-a discutat într-adevăr și despre partea financiară. După cum știți, acum suntem în plin an financiar, deci bugetul pe anul 2022 deja este aprobat. S-a făcut un calcul asupra impactului financiar pentru tot ce înseamnă competiții sportive în ediția de campionat următor. Urmând ca în perioada următoare să încercăm să ajustăm bugetul de venituri acolo unde va fi nevoie. Dintr-un calcul făcut, am estimat undeva la 300.000 de lei pentru echipa de Liga 4. Marea parte din echipă va fi din sportivi care au activat la clubul nostru în anii anteriori sau în anul trecut și care aparțin clubului, care au fost la junior la noi. Primarul municipiului a spus că la CSM Pașcani urmează o perioadă de reconstrucție a echipei de fotbal. Deși nu este uzuală o astfel de intervenție, edilul susține că a insistat că strategia de joc a echipei să nu fie stabilită de directorul clubului sau doar de antrenorul principal, ci de toată echipa de antrenori. Ideea este că trebuie să începem să construim. Adică formula în care am fost până acum la această echipă, în care doar am cârpit sau am improvizat de la an la an cu jucători aduși din altă parte, doar jucători aduși din altă parte, fără să avem o strategie pe termen mediu, să zicem așa, pe 3-4 ani de zile, să conturăm sau să structurăm un schelet pe care să construim o echipă, nu a funcționat. Așa că facem un pic de pauză, rămânem în Liga 4 în acest an, începem să facem acest schelet, această, să zicem, coloană vertebrală a echipei de fotbal de la Pașcani, masculin, ea fiind compusă, bineînțeles, pe cele patru generații, de fapt sunt cinci echipe de fotbal masculin și ce am insistat foarte mult este ca viziunea, strategia de joc sau de dezvoltare a acestei echipe de fotbal să nu fie luată de către director, să fie luată de către cei care efectiv antrenează, dar nu un singur om, ci toată echipa de patru antrenori. Toți patru trebuie să lucreze în așa fel încât de acolo să crească fotbaliști, da? Fiecare pe generația lui, under 13, under 15, under 17, și să avem continuitate cu această echipă de fotbal de la Pașcani.
Astăzi aștept concluziile celor care au fost prezenți acolo. Deocamdată nu a fost luată nicio decizie finală cu privire la funcționarea și finanțarea celorlalte secții sportive ale clubului. Directorul clubului spune că problemele vor fi clarificate în următoarele ședințe. Bogdan Mandric a mai spus că se discută despre deschiderea secțiilor de handbal, basket și volei din toamna acestui an. Vor urma discuții și pe marginea celorlalte secții care aparțin clubului, plus că ne dorim ca în acest an să dezvoltăm partea sportivă. Intenționăm din toamnă, din septembrie, când vor reveni copiii la școală, să activăm secții care fac parte din certificatul nostru sportiv. Aici mă refer la volei, la basket și la handbal. Menționăm că noul campionat de fotbal în Liga a 4-a va începe pe 14 august. La fotbal, CSM Pașcani mai are 3 echipe de juniori băieți și 2 echipe de fete, una de junioare și alta de senioare în Liga a 3-a.